erau Balbu, Borșiu, Măjad, mergeai la toate liceele, știi? Și nu te invita nimeni. Erau puțini rockeri, pe la MF-ul eram una, dar eram în bandă toți, aveam acolo bani, întâlneam de la bani. O seară de iarnă, într-o cabană de munte, cu povești stăpânate la gura sobei și cu oameni faini, alături de care ți-e mai mare dragul să călătorești. Și cum călătorului ieșea de bine cu drumul, asta am făcut și noi până să ajungem aici. Drumurile ne-au purtat aproape, spre înălțimi. Împreună cu o gașcă de prieteni, mari iubitori de natură, ne-am propus să luăm la pas sud-vestul României, înțesat de parcuri naționale și situri protejate, ce constituie cea mai întinsă zonă sălbatică din Europa. Așa se face că prima destinație e în munții Țarcu, unde am urcat cu schiuri de tură și cu rachete de zăpadă ca să ajungem la stația meteo de la Cuntu. Bineînțeles că băieții nu puteau rata niște coboruri spectaculoase de schi în golul alpin, cu omăr nebătut. Iar eu am luat pulsul locului, ca să înțeleg de ce e atât de valoroasă zona asta și de ce reprezintă ea un punct de interes pentru cea mai importantă organizație mondială care se ocupă cu protejarea naturii, anume World Wild Fund for Nature, adică WWF, unde lucrează și o parte din noi mei prieteni. Acum că tura de Țarcu e încheiată, mă bucur din plin de confortul și căldura din cabană, acolo unde fie vară, fie iarnă, sunt găzduiți micii iubitori de munte și aventură pe care îi antrenează Coco Galescu. Pentru cine nu-l cunoaște, și probabil puțini sunt cei care nu-l cunosc, Cornel Galescu este unul dintre cei mai titrați alpiniști români, care și-a trecut în palmares o sumedenie de premiere naționale pe cei mai înalți munți de pe mapamond, fiind în același timp și singurul nostru compatriot care a atins cei trei poli ai Pământului, Polul Nord, Polul Sud și Everest. Iar dincolo de toate acestea, Coco e pur și simplu un om fain și modest, pentru care acasă înseamnă munții Țarcu. Everest, Kilimanjaro, Polul Nord, Polul Sud, ajută-mă! Rog, Alaska, Patagonia, Alpi. Deja le-ai pierdut și tu șirul, nu? Da, sunt. Hai să zicem, poate mai ușor să le contorizăm în ani. Eu pot spune că am atins o parte din visul meu, care a început acum mai bine de 30 de ani. Când eram, sau 40, iată că am și pierdut șirul anilor, acum 40 de ani am mers prima dată la Muntele Mic, pe jos, într-o iarnă, la Fântâna Voinii, 12 km cu schiurile în spate, cu rucsacul și cu toate că a fost un traseu foarte dificil la momentul respectiv, dar am realizat că acest gen de dificil mi se adresează în mod direct. Este o luptă plăcută în care simt că trăiesc, pentru că toate simțurile, toate trăirile sunt la superlativ în momentul în care ești în acțiune. Te-ai gândit la momentul respectiv că o să ajungi în toate locurile alea unde ai ajuns în următorii 40 de ani, cum mi-ai spus? Am știut de la prima expediție, am descoperit rețeta. Deci e o rețetă. Este o rețetă. În prima etapă a acestei rețete este fixarea obiectivului. Dacă ai puterea să menții vie această prezența a proiectului în minte, celelalte decurg de la sine. Chinezii spun că drumul cel lung începe cu un pas. Primul pas este cel mai greu, este momentul în care stabilești direcția spre care te îndrepți și odată ce ai pornit, depinde de tine ca în permanență să realimentezi visul, fiindcă se știe în orice domeniu, în orice proiect, după anumite etape, acest vis începe să se devalorizeze și noi alpiniștii știm foarte bine acest lucru, mai ales când mergem la altitudine. Pe măsură ce te apropii de vârf, începe, muntele rămâne deoparte și lupta se dă cu tine însuți, cu propriile tale slăbiciuni, cu propriile tale limite, fiindcă instinctul de supraviețuire își spune cuvântul și mai ales când ajungi într-o zonă în care nu mai ai oxigen, presiunea scade și organismul nu mai este într-o stare confortabilă, atunci apar tot felul de iluzii, apare un fel de fata morgana, apare un fel de de voce interioară care îți spune să cobori, îți spune că n-are rost să mergi, vârful cu vârf sau fără vârf este la fel, că ai familia acasă, că ai copii, că este mai important să supraviețuiești, că în sfârșit sunt tot felul de tertipuri pe care mintea le joacă în ideea de a, spuneam, de a supraviețui și atunci lași deoparte muntele și duci această luptă cu tine însuți, cu propriile slăbiciuni și dacă nu ai puterea să realimentezi visul, atunci te lași prada acelor chemări și renunți. Coco, cum e? Bine, am tras un pic până aici, acum ne-am făcut niște supe instant, e că am suspendat cortul, nu știu cum o să dormim noi la noapte, dar ne descurcăm. Important e să bem multe lichide, cât mai multe lichide pentru o aclimatizare cât mai bună și mâine dacă ne simțim bine, mergem în sus. Fiecare om are un gen de Everest spre care tinde, un suprem și dacă ai puterea și luciditatea să stabilești din timp o direcție clară, sigur vor veni și rezultatele. Eu am descoperit de-a lungul timpului că pe măsură ce te apropii de absolut, acea stea se îndepărtează tot mai mult. Și când spun asta poate par un pic paradoxal, dar domeniul devine din ce în ce mai vast. Limitele devin din ce în ce mai mari și în special în ziua de azi alpinismul a ajuns la niște praguri de neimaginat. Există performanțe care sunt extrem de apropiate de ideea de risc. Ca să mai scrii istorie în alpinismul mondial la ora actuală, ești obligat să pornești cu peste 50% factori de risc. Astăzi, privind în urmă, pot spune că am trăit ani frumoși în domeniul alpinismului și uneori mi-este teamă să nu mă trezesc dimineața și să cred că totul a fost un vis. Istorisirile lui Coco sunt departe de a fi epuizate, dar nu e niciun bai. Avem la dispoziție o seară întreagă. Uităm și de frig și de oboseală și rămânem până târziu în noapte la povești. Dimineața următoare ne trezim așadar la Borlova, la poalele munților pe care i-am colindat de ună zi. Deși ne găsim la o altitudine mai joasă, peisajul e totuși unul montan, ba încă mai avem parte și de puțină zăpadă. Și, ca să nu uit că suntem încă într-o zonă de munte, Coco pregătește o ascensiune pe dealul din spatele cabanei, acolo unde se găsește o parte din parcul de aventură unde se antrenează micuții discipoli ai alpinistului, atunci când vin în tabără, vara sau iarna. N-am greșit atunci când am spus ascensiune, pentru că pe alocuri urcușul mi s-a părut a fi pe un perete de 90 de grade, mult mai greu decât zilele trecute cu rachetele de zăpadă spre Cuntu. Suntem pe piciorul Văratecii, pornit de la o înălțime de 600 de metri. Sus e poiana Văratecii, undeva la 1200 de metri, o poiană foarte frumoasă. Iar aici ne apropiem de locul care se numește Lagheara de Urs. Deci această platformă se cheamă Lagheara de Urs. Există și o legendă interesantă legată de zonă, de unde provine numele de Gheara de Urs, pentru că cu ceva zeci de ani în urmă, aici e copacul cu urma de gheară. Povesteau sătenii că ciobanul urca cu turma de oi, mergea în poiana Văratecii. Când a auzit mișcare dinspre partea vestică, a apărut un urs. El a luat un par să-l alunge. Ursul a lăsat oile și a fugit după el. Și ciobanul n-a avut altă șansă decât să fugă după copaci. Și de asta aici e urma de gheară. Când să-l prindă pe cioban, s-a pus în spatele pomului, a prins copacul. Și mai este o urmă mai în spate, la următorul copac. Suntem pe piciorul Văratecii, în partea sudică. Este poiana Dobreasca, iarăși un loc frumos. De fapt, este o porțiune din creasta care începe să urce deasupra Caransebeșului până la vârful Țarcu. Deci crește treptat, traversează poiana cu narcise de deasupra Zărveștiului, trece pe deasupra satului Turnuruien, pe deasupra Borlovei, ajunge în acest loc unde se întâlnesc cele trei văi, respectiv Valea Cuntului, Valea Craiului, care formează împreună Valea Sebeșului. Formează râul Sebeș. Valea Craiului e cea care duce la Telescaun. La Telescaun, da. Și cei doi afluenți formează Sebeșul, care se întâlnește cu Timișul la Caransebeș. Când vine vremea taberelor de aventură, locul ăsta se transformă într-o adevărată bază de pregătire pentru viitorii montaniarzi. Tiroliană, coborâre în rapel, exerciții de supraviețuire și câte și mai câte, sub supravegherea unui camarad de nădejde, în persoana lui Coco, care îmi spune că, dincolo de toate acestea, ceea ce își dorește el să le insufle copiilor sunt spiritul de echipă, ideea de competiție loială, respectul pentru cei din jur și pentru natură. Și mai presus de toate, faptul că întotdeauna lupta e în primul rând cu noi înșine. Încerc prin taberele pe care le organizez în această zonă să transmit spiritul aventurii, să inspir aventura spre copii, eu de fapt le deschid o poartă către această lume frumoasă, către natură. Încă... Taberele astea nu înseamnă numai schi. Eu când am fost odată cu tine în tabără am prins partea de schi, dar e mult mai mult decât atât de fapt. Sigur că da. Înseamnă tot ce se poate face în munte și în pădure, în zonele abrupte, de la elemente de inițiere în alpinism, la tiroliană, la rapel, avem chiar și un parc de aventură cu panouri de cățărat, cu poduri suspendate. Copiii învață să supraviețuiască cu elemente minime, le dau o foaie de cort, un briceag și câteva... Asta e un loc unde îi aduci? Sigur, sigur. Da. Și atunci ei lucrează în echipe, pentru că trebuie să fie stimulați într-un fel în activitate și responsabili, să fie conștienți de faptul că în echipă rezolvă mai ușor lucrurile și este interesant să-i urmărești cum se organizează, cum unul dintre ei are veleități de lider și organizează pe ceilalți. este plăcut. Și recunosc că și mie îmi place să fiu în preajma lor. Îți retrăiești copilăria, nu? Cumva. Da, aș putea spune că simt un fel de copilărie neîncheiată și prin aceste tabere am șansa de a continua această aventură. De fapt, fiecare din noi cred că avem o parte de aventură care merită să fie exteriorizată, să fie pusă în valoare și nu cred că există o vârstă la care trebuie să spunem stop, sunt prea bătrân sau prea matur sau ca să nu mai mă joc. Aș mai sta mult și bine la povești cu Coco, dar e vremea să ne întoarcem în vale, unde mă așteaptă gata de plecare prietenii mei. Avem și astăzi o zi plină. Pașii ne poartă mai departe, pe alte văi, de data asta în zona Armenișului, pe cealaltă parte a muntelui. Și până să ajungem la destinație, mai aruncăm o privire în jur, ca să vedem, dacă nu animale sălbatice, atunci măcar ceva urme. Alin mi-a promis mai devreme că o să îmi povestești ceva mai multe despre pasiunea asta ta a căutătorului de urme. Nu știu cum să Eu nu prea înțeleg nimic din toată povestea asta cu urmele. Pentru mine nu prea înseamnă decât așa o călcătură pe zăpadă sau pe noroi, dar tu mă gândesc că ai intrat un pic în toată povestea asta și știi mai multe. Da, mă rog, toată pasiunea, chestia constă în pasiunea mea pentru animalele sălbatice, nu neapărat pentru urme. Dar fiind și în sezonul acesta rece, iarna e cel mai bine. Iarna este cel mai bine, da, pentru că vezi exact ce este mărimea, în funcție de mărimea amprentei poți să-ți dai seama cât de mare este animalul sau în funcție de călcătura lui poți să-ți dai seama dacă este hăituit sau chiar bolnav, unii calcă, adică vezi în funcție de amprenta lui în zăpadă, practic. Îți oferă foarte multe informații despre animalul respectiv. Cred că e o zonă unde găsești foarte mult din tot ceea ce înseamnă pasiunea ta, pentru că e o zonă foarte sălbatică. Există încă foarte multe animale sălbatice, nu? Din fericire, spune mai multe. Ce ai văzut pe aici? Ce ai fotografiat până acum? Am mai văzut și noi în călătoria noastră. Am fotografiat animalele, nu prea că nu sunt așa de tehnologizat încât să pot să, deși mi-aș fi dorit. Și trebuie să ai un pic mai mult timp, să stai, să le aștepți, da, nu? Da. Dar urmele am reușit să fotografiem, chiar și acum în tura noastră, am reușit să fotografiem destule urme. Am avut vulpe, am avut iepure, am avut și porc, mistreți și am fotografiat și o urmă de râs spre bucuria noastră. Mi-arăți mai multe? Că nici nu știu. Da, cum să nu? Cum să nu? Hai să-ți arăt. Unu, doi, trei, patru, cinci. De acum suntem în linie dreaptă în călătoria noastră, de data asta pe urmele zimbrilor. Nu e o figură de stil și nici vreo legendă, pentru că, de ceva vreme, la Armeniș, cel mai mare mamifer de uscat din Europa poate fi văzut în carne și oase, grație unui proiect inițiat de Rewilding Europe și WWF, anume un proiect de repopulare a Carpaților cu aceste animale dispărute din sălbăticie cu vreo 200 de ani în urmă. Bison Bonasus a fost una dintre primele opțiuni ale specialiștilor în ceea ce privește reintroducerea unor specii dispărute și datorită faptului că are o contribuție enormă la păstrarea biodiversității. România se numără în acest moment printre cele 9 țări europene, unde zimbrul trăiește în sălbăticie sau semisălbăticie, cum se întâmplă deocamdată la Armeniș. Aici ne găsim și noi, chiar în Țarcul Zimbrilor, unde se pregătește masa, sau, mă rog, desertul. Adi, sălbăticie, ăsta a fost cuvântul de ordine în toată tura noastră de câteva zile. Nu am văzut și peisaje sălbatice, că slavă Domnului le avem aici în zona asta. Am văzut și, nu animale, dar urme de animale sălbatice și cred că de ceva vreme aici, în zona asta, nu putem să vorbim de sălbăticie fără să amintim și zimbrul Bison Bonasus. Exact. Cred că ăsta e numele corect, exact, pe care trebuie să-l spunem. E un proiect, amintește-mi un pic, care a început cu ceva vreme în urmă, nu? Exact, acum aproape 3 ani de zile. Am început cu niște studii făcute de cercetători de la Vânător Neamț, care au stabilit că în această zonă din sud-vestul Carpaților există habitate prielnice reintroducerii de zimbru. Ce se vede în spatele meu, în spatele nostru, e doar începutul, să zic așa. E prima tură, nu? Este prima tură, exact. Ați adus-o cu nici măcar un an în urmă. Da, cam 10 luni se fac și, bineînțeles, de acum încolo dorim să aducem în fiecare an. Anul acesta cumva s-a stabilit o dată preliminară, să zicem așa, tot în luna mai va fi o a doua eliberare, din nou în jur de 20 de exemplare. Pentru a crea o turmă stabilă. O turmă înseamnă undeva între 30, 40, 50 de indivizi. Cum s-au adaptat aici? Cât de ușoară a fost adaptarea? Dacă mi-amintesc eu bine, au fost mai multe etape și anul trecut, adică mai întâi a fost o perioadă de carantină, de țarc, la un moment dat a fost perioada de pres-sălbăticie, nu? Sper să nu greșesc, spunem tu mai mult. Ceva de genul ăsta. Așa. Deci acum ne aflăm în țarcul de control veterinar și zimbrii sunt în țarcul de aclimatizare. Țarcul de aclimatizare are undeva în jur de 13 hectare. Este obligatoriu prin lege ca ei să stea în acest țarc cel puțin 20 de zile, 21 de zile, o lună. Depinde până la urmă de animal. Nu am vrut să forțăm nota în niciun fel și am lăsat pe ei să se adapteze cât au vrut. Apoi am deschis porțile, să zicem așa, către un țarc de semisălbăticie. Care e tot un țarc, de fapt, că e împrejmuit, dar e mult mai mare. Este un țarc, dar are un gard foarte, foarte ușor, să zic așa. Este, și vorbim despre o suprafață de peste 100 de hectare, așa, undeva în jur de 150 de hectare. Deci este spațiu destul în această fază a proiectului. Următorul pas este eliberarea totală în sălbăticie și monitorizarea exemplarelor. Bineînțeles, totul se face pas cu pas, va veni celălalt transport, zimbrii pe care îi vedem acum lângă noi vor fi eliberați, celălalt transport va sta din nou în țarcul de... Vor face aceiași pași. Exact, aceiași pași, țarcul de aclimatizare, țarcul de răsălbăticire și apoi sălbăticia totală. Ai spus sălbăticie totală, asta înseamnă că ei vor avea, de fapt, șansa să populeze pădurile și dealurile înspre munte, de fapt, înspre țarcul, de fapt, unde am fost noi ieri. Exact. Am făcut în alt sens traseul. Dacă vă puteți imagina, veni, nu? De acolo. Exact. Există mai multe văi care, până la urmă, urcă spre țarcul, spre situl Natura 2000 Munții Țarcu, dar trebuie să vă gândiți că munții Țarcu sunt învecinați cu Godeanu, cu Parcul Național Retezat, cu Parcul Național Domogled. Deci toate formează o zonă mare de sălbăticie și cumva sunt unite. Bineînțeles, ele sunt delimitate doar pe hărțile noastre. În realitate, animalele nu știu de hărțile noastre, exact, până la urmă. E prima lor iarnă aici, la Măgura Zimbrilor, nu? La Armeniș. Exact. Și asta ce înseamnă? Au un comportament special când e iarnă? Aveți voi un comportament special în sensul în care le dați de mâncare? Știu că sunt ierbivore și asta înseamnă că mănâncă iarbă în mod normal. Acum avem zăpadă, nu avem iarbă aici. Da, este prima lor iarnă în România. Până la urmă nu e prima lor iarnă în... Da, la Măgura Zimbrilor. Exact. Da, încercăm să-i ajutăm cu anumite concentrate, cu calciu aromatizat, chiar și cu porumb sau alte cereale, ca un aspect de comportament. Dacă, de exemplu, am avea 3 turme sau 4 turme, ele în timpul iernii se grupează și formează o turmă mai mare. Dar deocamdată sunt doar cele 14 exemplare. Bineînțeles, pe viitor comportamentul poate fi observat și cred că vom avea niște date foarte interesante. Dar apropo de turma asta, știu că în orice turmă se creează așa niște ierarhii. Au și ei, nu? Deja un lider? Exact. Liderul s-a stabilit foarte repede, dar s-a și schimbat. Acum, noi, uitându-ne în spate, ne dăm seama și de ce. Dar, da, la Zimbri este o structură matriarhală. Matriarhală? Serios? Da. Masculii de obicei stau separat. În cazul nostru, pentru că incintele sunt cumva mai mici decât zona în care ar trebui ei în mod normal, masculii au rămas alături de grup și pentru că erau la o vârstă mai fragedă. Dar în mod normal, masculii sunt solitari și femelele conduc. Deci avem și aici o doamnă de fier, da? Cum se numește doamna de fier? Doamna de fier, exact cum plănuiam sau cum am vrut, este Romanița. Este femela adusă de la Hațeg, care, bineînțeles, știind mai bine vegetația, relieful, clima, e familiarizată deja cumva. S-a obișnuit și a devenit șeful turmei. Dar apoi au mai existat niște schimbări. Mildred, la un moment dat, era șefa, sau Isa, dar acum din nou a redevenit Romanița liderul și asta se poate vedea în orice mișcare a turmei, când, de exemplu, poate ea mănâncă prima sau ea conduce turma, ea ajunge prima într-un loc sau ea ne îndepărtează pe noi dacă ne apropiem prea mult. Hei! E așadar momentul să ne retragem. Pentru Zimbri a sosit ora mesei, iar pentru noi finalul călătoriei. Ne mai vedem și altă dată, pe drumuri aproape.